Comisia Europeană vrea să suspende total acordul care le permite cetățenilor ruși să aibă acces mai rapid la vize. Acordul încheiat între Uniunea Europeană și Federația Rusă ar urma să nu mai fie valabil pe fondul războiului declanșat pe teritoriul Ucrainei. The Commission has adopted a proposal to fully suspend the EU visa facilitation agreement with Russia. Russian citizens should not have easy access to the EU. And of course, to be a tourist in the EU is not a fundamental right. Decizia vine în urma acordului politic la care au ajuns miniștrii afacerilor externe în cursul reuniunii din urmă cu o săptămână. La acel moment, oficialii au încercat să ajungă la o cale de mijloc în ceea ce privește eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși. Reprezentanții Comisiei Europene au precizat că în acest moment nu există o bază solidă care să permită o relație de încredere între Uniunea Europeană și Federația Rusă. I am confident that the Council will adopt this proposal swiftly. That this will happen already this week. That means on Monday morning we will have a new common visa regime towards Russia. Astfel, turiștii ruși care vor dori să călătorească prin statele membre ale Uniunii Europene vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunare pentru a obține vizele, iar timpul de așteptare va crește considerabil, anunță oficialii europeni.